Voi da citire unui mesaj primit, dar înainte de asta voi mulțumi pentru acceptul oferit de a-l citi și îmi exprim admirația pentru vulnerabilitatea arătată. Iată ce spune mesajul. Îi uram pe cei care slăbeau, întrucât îmi era greu să tolerez în mine emoția neputinței mele, a nereușitei în relația cu slăbirea. Când celălalt slăbea, îmi arăta o oglindă în care nu mă puteam privi. Așa că o spărgeam și spuneam, mai lasă-mă cu X. Bine că a slăbit, dar se va îngreșa. O să vezi. De unde știam eu că se va îngreșa? Pentru că proiectam asupra lui propria mea istorie, propria mea neputință. În ultimul timp am început să mă întreb, ce face celălalt diferit de reușește să slăbească? Cum se susține el pe sine? Cum se organizează? Am înțeles că am nevoie să fac ceva diferit în relația cu mine și implicit cu mâncarea. Încă nu pot spune cu convingere, eu la mine nu renunț, eu mă susțin orice ar fi. Dar știu că acesta este drumul pe care am nevoie să-l urmez. Acesta a fost mesajul și te las pe tine să tragi concluziile lui. Pentru mine înseamnă, printre altele, că nu-ți poți menține greutatea perpetuând obiceiurile alimentare care te-au îngrășat. Și da, tu poți.